cafea și studii de fitness. Dacă ați văzut celelalte videouri de pe celălalt canal de business, bănesc că v-ați obișnuit deja cu intro-ul ăsta. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vreau să începem o mică serie. Am mai făcut ceva asemănător, dar nu chiar așa. Vreau să vorbim despre studii care au apărut în fitness și în nutriție. Asta unul la mână și doi. Vom discuta despre două studii, maxim trei studii pe video pentru a fi informația cât mai compactă și să nu aglomerăm foarte mult. Studiile sunt scurte de asta și discutăm despre două și un despre unul pentru că nu avem ce dezbate foarte, foarte mult dar sunt informații care merită aflate. Și avem un studiu care a apărut la final de 2021 și a fost publicat în Journal of Strength and Conditioning Research. Uh, și spune așa, a făcut diferența între split workout și Total Body Training. Și aici avem o dezbatere destul de lungă, pentru că au apărut anumiți oameni care au spus, bă, este foarte bine să te întrenezi full body, după care upper lower și așa mai departe. Și între timp, unii au rămas cu acea combinație pe grupe, fie cum își așează fiecare grupele în funcție de deficiențe. Și era tot timpul chestia asta, pe faptul că este informație mai nouă pe upper lower, cumva este mai eficient și așa spunea toată lumea, pentru că este frecvența mai ridicată. Și exact asta au vrut să testeze. Și a a fost un studiu pe 10 săptămâni. Concluzia lui a fost că persoanele care s-au antrenat cu uh, Total Body Training au reușit să crească mai bine în forță, dar persoanele care s-au antrenat cu Split Workout au crescut mai bine în masă musculară. Deci, depinde foarte mult care este obiectivul tău. Split Workout, practic, înseamnă că faci. O grupă, două grupe, maxim două grupe și să zicem mai uh, faci ceva accesoriu pe lângă. Dar cam două grupe pe zi. Asta ar fi, să zicem, un antrenament clasic. Iar total body training sau upper-lower este practic o combinație, ca un fel de circuit. Faci câte un exercițiu sau două de prin fiecare grupă și mâine repeți și doar că mai schimbi exercițiile și așa mai departe. Eu niciodată nu am fost adeptul upper-lower sau total body workouts pentru că am considerat că nu ai un stimul suficient per antrenament pentru a porni la fel de bine creșterea în masă musculară, pentru că chiar dacă ai acea frecvență, dacă nu este un stimul suficient de mare pentru a fi nevoie de creștere pentru că mușchiul funcționează în felul următor. Tu îi dai un antrenament. Dacă el poate face față la acel antrenament și la acel stimul, atunci nu are nevoie să crească. Dacă antrenamentul a fost suficient de uh, intens și cu volum și așa mai departe, încât s-a creat acel stimul, mușchiul percepe dacă și cum, băi, este nevoie de ceva mai multă masă musculară pentru a putea face față acestui stimul și atunci pornește reacția de creștere. Dacă acel stimul nu este îndeplinit, creșterea masă musculară va fi mult mai mică și aceasta a fost diferența lucru care mi s-a părut foarte foarte bun. Dar, din nou, dacă vrei să crești în forță, poate fi o idee bună să zicem să faci mai mult partea asta upper lower sau full body, mai ales la început. Dar, dacă obiectivul tău este să crești în masă musculară, mergi pe pull legs, de exemplu, la început sau pe un split pe grupe de la început. Al doilea studiu despre care vreau să vorbim este despre fierul, cantitatea de fier și performanță. Tot așa, un studiu care a fost publicat în Medicine and Science in Sports and Exercise în 2021 pe final, a dovedit faptul că atleții care au un nivel mai ridicat de fier în corp, au posibilitatea sau de regulă au performanțe mai bune, dar acel nivel trebuie să fie, bineînțeles, sub nivelul de toxicitate. Și s-a dovedit că unii atleți au nivelul în mod natural mai ridicat, și aceia sunt atleți mai buni. Dar cei care nu au fierul ridicat pot beneficia de suplimente care să, încre să crească rezervele de fier. Tot așa, dar tot timpul va trebui uh, să se facă analize constant pentru a nu ajunge la un nivel de toxicitate. Deci, dacă ești sportiv de performanță și te interesează acest lucru, să-ți crești performanțele sportive, poți să-ți analizezi un pic cantitatea de fier pe care o ai și dacă mai ai loc până la nivelul de toxicitate, poți să suplimentezi pentru a-ți crește acea cantitate. Motivul este că o oh, concentrație mai ridicată de fier crește transportul oxigenului și atunci se transportă mai bine oxigenul către mușchi, mușchiul se oxigenează mai bine și poate performa mai bine în timpul antrenamentului. Acestea sunt cele două studii despre care am vrut să discutăm. Sper că v-a plăcut bineînțeles acest video, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați fitnessnation.ro pentru informații calitative și noi bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa!